ce ne așteaptă în perioada 7-13 decembrie 2020. Luni a avut loc o schimbare de energii. Luna porcului de foc a fost înlocuită cu luna șobolanului de pământ, care dublează șobolanul anului. Multe dintre tendințele anului pot atinge punctul culminant. Perioadă foarte rece, șobolanul personifică mijlocul și perioada de glorie a sezonului de iarnă, așa că ne încălzim în toate modurile posibile, nu în sensul băuturilor tari, ci în sensul activității fizice, Marte în berbec, alegerea dietei potrivite, mai multe condimente, feluri de mâncare calde, încercați să mențineți o bună dispoziție optimistă prin toate modurile disponibile. Săptămâna aceasta va fi plină de amăgiri și fantezii inspirate. Ei bine, uneori este bine să visăm, deoarece extinde înțelegerea capacităților noastre. Principalul lucru este să nu ne lăsăm duși. Și chiar vrem să acționăm, nu numai că Neptun este într-un aspect tensionat față de Soare, dar și Marte ne inspiră la fapte. Principala problemă este să facem distinția între ceea ce trebuie făcut în realitate și visele fantezii, care pot necesita, de asemenea, împlinirea lor. Per total, perioada va fi foarte ocupată. În a doua jumătate a săptămânii, Venus merge la formarea unui aspect cu planetele din Capricorn. Acest lucru duce la susținerea tuturor afacerilor venusiene. În primul rând, satisfacerea pozitivă a nevoilor. Cumpărați, gătiți, socializați în companie bună, bucurați-vă de artă. Este util să arătați generozitate, atât materială cât și emoțională. Aceasta este o perioadă bună nu pentru fapte la locul de muncă, ci pentru fericirea simplă de zi cu zi. Există, de asemenea, șansa de a experimenta emoții puternice într-o relație și chiar de a ne îndrăgosti. Nu uitați că suntem în coridorul eclipselor și până acum nu ar trebui să începem lucruri noi, dar merită să ne gândim la ele, să facem planuri. Trebuie să înceapă să se întruchipeze din 14 decembrie, aruncând tot ceea ce nu este necesar, care interferează cu viața și cu începuturile corecte. Aruncând acum, șansele vor fi pentru totdeauna. Luni și marți va fi util să ne dedicăm muncii, ea poate fi eficientă, dar miercuri și joi vor fi zile în care este mai bine să fim atenți, chiar pasivi, să comunicăm bine, să nu ne certăm și să nu ne confruntăm. Vineri și sâmbătă va fi o perioadă minunată pentru curățenia casei. Scăpați de toate inutile în aceste zile, un moment de intuiție crescută care vă va ajuta să faceți o alegere. Duminică, odihna activă va fi utilă, se oferă bună dispoziție și entuziasm. Zilele dinaintea eclipsei de soare din 14 decembrie pot aduce idei noi, noi planuri și propuneri. Unele idei pot funcționa, deși potențialul lor va fi dezvăluit mai târziu. Alte idei și propuneri vor fi prea superficiale și nu vor fi văzute pentru a fi tratate cu seriozitate. Prin urmare, nu ar trebui să vă implicați în noi începuturi. Nu toate vor fi coordonate cu noile realități care se vor manifesta în a doua jumătate a lunii decembrie. Trebuie să analizați situația, să așteptați informații suplimentare și să nu luați decizii fatale. Acesta este momentul în care ceva important și semnificativ va deveni clar în afaceri și relații, dar numai pentru cei care știu să vadă adevăratele semnificații din spatele fațadei externe. În perioada 7-13 decembrie 2020, în această săptămână, patru aspecte planetare semnificative se vor forma pe cer. Pe 9 decembrie se activează careul Soare-Neptun, săgetător pești. Acest aspect sporește imaginația, dar slăbește voința. Crește romantismul, amorul, dar reduce productivitatea și poate înclina să scape din realitate. Pot exista neînțelegeri în afaceri, planurile prezentate pot lua o întorsătură ciudată, poate fi jenant să înțelegem greșit intențiile altora. Acest aspect este asociat cu iluzii și intenții false. Va fi dificil pentru o persoană aflată sub influența acestui aspect să-și realizeze abilitățile și intențiile reale. Poate apărea o stare relaxantă, fără scop, atunci când, în loc de fapte specifice, o persoană este înclinată să se așeze pur și simplu. Cei care sunt dependenți de alcool pot avea o astfel de nevoie crescută de a-și scufunda conștiința în lumea viselor și iluziilor. 10 decembrie, Venus sextil cu Pluton, Scorpion, Capricorn. Venus în aspect armonios cu Pluton, aspect exact joi, 10 decembrie, atrage succesul în dragoste și cooperare, dă noroc financiar și, de asemenea, ajută la întărirea sănătății, la creșterea imunității. Acest aspect este bun pentru transformarea relațiilor și a creativității. Acest aspect, alături de cel anterior, îmbunătățește starea de spirit romantică. Sunt posibile cunoștințe, romane noi, întâlniri. Pentru relații puternice, acesta este un moment de înțelegere reciprocă mai profundă, scufundare în sentimente. Aceste energii stimulează intensitatea, pasiunea și profunzimea experienței emoționale. Aspectul creșterii atracției fizice în dragoste. Sentimentele vor fi pe deplin realizate în relațiile de dragoste, intime, dar nu depășesc limitele a ceea ce este permis. Este, de asemenea, un moment bun pentru activități financiare și achiziții de proprietăți. 11 decembrie, trigonul Soare-Marte, săgetător berbec, valabil pentru 5 și 17 decembrie.
Un aspect puternic armonios, trigon, între Soare și Marte, aspect exact vineri, 11 decembrie. Îi face pe oameni mai îndrăzneți și mai decisivi, îi determină să ia măsuri. Aspectul oferă de asemenea multă energie fizică, înclină spre un stil de viață activ. Un aspect excelent pentru energia corpului și dezvoltarea fizică. Sub acest aspect, antrenamentele vor fi efectuate cu succes pentru a crește forța și a câștiga masă musculară. Sub influența acestui aspect, rezistența crește. Perioada aspectului este propice pentru a merge la sport sau pentru activități fizice active, întărind sănătatea prin mers și exerciții în aer liber. O odihnă activă cu membrii familiei sau cu cineva drag va fi utilă. În același timp, soarele va fi împreună cu nodul lunar descendent, aspectul exact este vineri, 11 decembrie, care se concentrează asupra trecutului, ne face să privim înapoi. În același timp, Marte interacționează armonios atât cu nodul descendent trecut, cât și nodul ascendent viitor, ceea ce înseamnă că toată lumea are posibilitatea de a folosi experiența din trecut în chestiuni practice. 13 decembrie, careul Mercur-Neptun, săgetător Pești. Timpul de acțiune va fi între 9 și 16 decembrie. Deoarece Mercur este legat de inteligență, iar Neptun creează haos, acest aspect poate duce la o scădere a abilităților intelectuale. Sub influența acestui aspect, gândirea unei persoane își pierde claritatea, devine foarte amorfă și părtinitoare. Memoria și logica gândirii slăbesc. Continuați cu treaba voastră curentă și nu faceți promisiuni. În această perioadă vă puteți confrunta cu o minciună voalată sau cu jumătate de adevăr. Acesta este aspectul clasic al înșelăciunii, auto-înșelăciunii, iluziei, intrigii și calomniei. Și totul ar fi bine dacă nu ar fi înșelătorul Neptun în Pești, creându-ne iluzii. El se află acum în aspecte de conflict cu nodurile lunare și este capabil să dezorienteze o persoană în ceea ce privește actualitatea anumitor acțiuni. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care nu au un simț al timpului foarte bine dezvoltat și adesea creează iluzia că timpul zboară cu o viteză vertiginoasă sau, dimpotrivă, este înghețat pe loc. Și apoi vor fi situații când ieri era încă devreme, iar astăzi este prea târziu. Și aceasta nu este principala iluzie a lui Neptun și nu cel mai important aspect al acestuia. Careul Neptun cu Soarele, aspect exact miercuri, 9 decembrie, și careul Neptun cu Mercur, aspect exact duminică, 13 decembrie, vor fi mai puternice. Acestea vor fi aspectele unor mari concepții greșite și dezamăgiri. Îi fac pe oameni mai distrași și uituci, ne fac să credem în lucruri dubioase. Chiar dacă există o experiență negativă, o persoană uită de ea și cade din nou în aceeași capcană. Nu toată lumea ajunge acolo, ci doar cei nemulțumiți de realitatea obiectivă. Oricine dorește în mod conștient sau inconștient să se rupă cumva de ea, să fie distras, să se relaxeze, să uite. Aici, fuga de probleme așteaptă multe pericole și amenințări și mai mari pentru sănătate, bunăstare, fericire personală și reputație. Pentru a preveni acest lucru, încercați să rezistați tentației și rămâneți în această realitate, chiar dacă va fi foarte departe de a fi perfectă. Să aveți o săptămână plăcută, mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane.